o misiune în Gazeta de Betleem de Simeon Marțian. De multe viacuri, setea arzătoare, mognind în spusa vremurilor greu, tângea după izvor, după răcoare. Era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ nici n-a fost știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori. Când a venit din ceruri vestea bună, n-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente, erau și atunci, ca azi, mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat, să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum tenace al senzaționalului miraj, însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spirituali nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în ieslea poposit dumnezeirea, să-i mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.